După cum vedeți, capitolul 2, da? începând cu capitolul 2 avem organizarea Poliției de Frontieră Române, da? Așa că de aici începem. Da, prima dată structura Poliției de Frontieră. <coughs> Știți foarte bine, Poliția de Frontieră este una uh, dintre uh, ramurile Ministerului de Interne, alături de jandarmerie, poliție și pompieri. Da? Mă rog, partea de ISU, DSU. Da? Cam asta ar fi, să zic, încadrarea Poliției de Frontieră. Evident, Poliția de Frontieră are atribuții. În ceea ce privește frontierele, și vreau să vă fac aici o precizare, și anume faptul că noi avem frontiere pe uscat și frontiere maritime. Da? Este important acest lucru pentru că o să vedem că structura Poliției de Frontieră reflectă și acest lucru. De altfel, aveți, veți avea inserate, dar vă recomand să mergeți și pe site-ul Poliției de Frontieră pentru că chiar acolo veți avea structura poliției de frontieră și vă va fi foarte ușor să o învățați și să o înțelegeți direct de pe, de pe site. Da? Bun, acum, o să aveți linkul, de fapt este linkul pe platformă și o să-l vedem și noi la momentul oportun. Nu v-am întrebat dacă aveți întrebări. Uite, cu asta am uitat, am uitat direct în pâine, dar dacă aveți întrebări, o să vă rog să mi le adresați la final. Bun. Articolul 6. Poliția de Frontieră Română are următoarea structură organizatorică. Avem Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, da? Este similar, este omolog cu Inspectoratul General al Poliției, da? Cu IGP-ul. Avem garda de coastă, da? asta e o chestie foarte importantă, nu mai puțin. No, stați un pic că... Bun, garda de coastă, da? exact ceea ce vă spuneam. Coastă este practic partea, sau mă rog, coastă în înțelesul acesta, este acea parte de frontieră uh, pe care o avem cu uh, Marea Neagră. Da? Bun. Știți foarte bine că și în uh, Statele Unite există gardă de coastă. Vă spun asta că știți foarte bine, pentru că cu siguranță ați văzut chestia asta prin filme. Da? Bun. <coughs> inspectorate teritoriale, deci gardă de coastă, inspectorate teritoriale ale Poliției de Frontieră. Acestea sunt, practic, sunt servi Bun, servicii teritoriale. Da? E vorba despre, și o să vedem pe hartă, despre județele de frontieră, da? servicii teritoriale ale Poliției de Frontieră, sectoare ale Poliției de Frontieră, da? pentru că, practic, frontiera este împărțită în sectoare. Da? Când vorbim despre grupuri de nave ale Poliției de Frontieră, vorbim despre garda de coastă, da? vorbim despre puncte ale Poliției de Frontieră. Ele, de regulă, sunt asociate punctelor vamale, da? punctelor de trecere a frontierei. Uh, unități, instituții de învățământ și centre de formare profesională, da, unitatea de învățământ este cea de la Oradea, o știți foarte bine, și sunt și alte centre de formare profesională după ce absolviți, da, deci pentru personalul uh, poliției de frontieră. Vă spuneam și cu alte ocazii că după ce veți termina școala Veți avea oricum foarte mult de învățat, atât uh, voi, uh, individual, prin studiu individual, cât și prin tot felul de uh, forme, de programe de formare profesională. Iar aceste centre de formare profesională sunt cele care furnizează serviciile de care v-am povestit eu. Centre, birouri și puncte de contact, da? Acestea, practic, sunt uh, uh, pentru. Uh, deci fac parte din structura uh, unităților, uh, mă rog, sau unităților mai mici, da, ale poliției de frontieră. Uh, bun. Ce este important de menționat? Avem frontieră, da, maritimă, începem cu asta, da, avem frontieră terestră, Și avem frontieră uh, aeriană. Da? Iar aici intră uh, și punctele de trecere, uh, mă rog, punctele de control în momentul în care vorbim de aeroporturi. Da? Dar atenție că nu se confundă, da? Deci frontiera aeriană este frontiera practic în aer. Da? Dacă vă gândiți, practic, frontiera terestră, de-a lungul frontierei terestre, sau, mă rog, deasupra frontierei terestre, este, uh, cum să zic, ca o coloană de aer. da? Ei, aceea este frontiera uh, aeriană. Și legat de frontiera aeriană, avem și, uh, cum să spun, punctele de control din uh, punctele de trecere a frontierei din cadrul aeroporturilor. Pentru că, evident, nu poți să oprești avionul în aer și să faci controlul la frontieră, n-ar avea niciun sens. Bun. Cam asta ar fi în ceea ce privește partea de structură. În ceea ce privește secțiunea a doua, vorbim despre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Dar până să intrăm în subiect, vă rog să-mi spuneți dacă aveți întrebări până aici. Nu. nu. Perfect. Mergem mai departe pentru că lucrurile sunt destul de, de simple. Ce este important? Este eventual să vă faceți voi niște scheme, niște structuri, da? niște sinteze, dacă vreți, în, în care să faceți cumva ca o organigramă. N-am avut timp eu să fac lucrul ăsta, o să-l fac pentru tura următoare, dar pentru, pe voi vă rog să faceți lucrul ăsta individual. În așa fel încât să fie ca o organigramă, a poliției de frontieră și puteți face asta pentru orice armă. Pentru că o imagine, cum să spun, generală, o imagine așa de sinteză, vă ajută extraordinar de mult să înțelegeți și să vedeți care sunt. să înțelegeți care este structura și să vedeți care sunt legăturile dintre diferitele elemente structurale ale poliției de frontiere, poliției, jandarmeniei și așa mai departe. Bun. Da? Spunea că Inspectoratul General al Poliției de Frontieră e la fel ca IGP-ul pentru poliție. Practic, este unitatea centrală da, a Poliției de Frontieră Române și, evident, are personalitate juridică, la fel ca IGP-ul. Da? Are competență teritorială pentru întreaga zonă de responsabilitate a Poliției de Frontieră, da? Pentru că este unitatea centrală a Poliției de Frontieră. Competența sa acoperă în, cum să spun, întreaga sferă de competență a Poliției de Frontieră, evident. Exercită conducere și răspunde de întreaga activitate a Poliției de Frontieră. Da? Deci, practic, când spun că este element, unitatea centrală a Poliției de Frontieră, practic este și structura conducătoare, da? structura de management general a întregii Poliții de Frontieră. Da? ce face desfășoară activități de investigare și cercetare a infracțiunilor deosebit de grave, exact ca la IGP, da? În momentul în care um, o infracțiune depășește, să zic, nivelul de competență al unei unități teritoriale, atunci, al, mă rog, a unei structuri teritoriale, îmi ce scuze, atunci um, intervine Inspectoratul General, da? Iar aceste infracțiuni sunt în legătură cu crima organizată, cu migrația ilegală, evident, da? și criminalitatea transfrontalieră, evident, pentru că pe acolo trec bunuri și victime ale criminalității transfrontaliere și, evident, infractori, da? dar aici, la migrația ilegală, evident că. Este coroborată cu criminalitatea transfrontalieră în momentul în care uh, discutăm despre uh, migrație ilegală, nu știu, cu călăuze, cu, uh, în cadrul unei structuri de crime organizată. Da? Și aici vorbim la migrație ilegală, vorbim inclusiv de victime. Uh, în acest context, știți că uh, acum la punctele de frontieră uh, cu Ucraina, spre exemplu, sunt uh, stabilite. Inclusiv puncte în care, mă rog, nu doar Poliția de Frontieră, ci împreună cu alte organe ale statului, cu alte instituții ale statului și cu ONG-uri, fac inclusiv un screening în ceea ce privește vulnerabilitatea persoanelor, care refugiaților, în așa fel încât, tocmai, să se prevină captarea acestor refugiați da, de către crima. Organizată, da? În ceea ce privește migrația ilegală sau criminalitatea transfrontalieră. Bun. Precum și alte atribuții date în competența sa prin lege. Lucrurile sunt simple, de fiecare dată apare această informație, această prevedere, tocmai pentru a da cadrul legal pentru a se extinde competența fie în mod permanent, fie atunci când este, doar atunci când este nevoie, da? prin uh, alte legi. Bun. Întrebări până aici? Cred că lucrurile sunt simple, da. Articolul 8, da, în Inspectoratul General al Poliției de Frontieră e condus de un inspector general, da, la fel ca la IGP, nu mai uh, povestim mare lucru că e simplu, da. Numit prin ordin al Ministrului, da? Administrației și internelor. Bun. Uh, inspectorul acesta este ajutat de adjunți, la fel care sunt numiți, da? De către ministru, da? Numai că propunerea o face inspectorul general, da? Deci, inspectorul general zice, uite, vreau să lucrez cu X, Y și Z, da? Ministrul poate să-i numească, da? Sau poate să nu numească unii dintre ei. În fine, cert este că ministrul este cel care are ultimul cuvânt de spus. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră are direcții, servicii și birouri. La fel, nimic nou este fix ca la uh, poliția. ca la poliție, da? Uh, ca la poliția normală, să zicem. Deși e ciudat să zici poliția normală. Da? Uh, înființată prin ordin al ministrului. La fel, vedeți că ministrul, în calitate de ordonator de credit, da, vă duceți înapoi la legea de organizare și funcționare a Ministerului de Interne, afaceri interne, în fine, și vedeți că da, ministrul, ca ordonator principal de credit, trebuie da, să, mă rog, are acest drept de a înființa diverse structuri în cadrul Ministerului de Interne și în cadrul structurilor din cadrul Ministerului de Interne. Bun. Aici în IGPR funcționează Consiliul Consultativ Superior, da? La fel ca la poliție. Numai că este în cadrul Poliției de Frontieră. Da? Și cine face parte? Face parte Inspectorul General, adjuncții acestuia și personalul cu funcții de conducere din cadrul Poliției de Frontieră din România, da? Bun. Vedeți, aici este destul de uh, vag da? personalul cu funcții de conducere. Până la ce nivel? Da? Că funcții de conducere, în cazul Poliției de Frontieră uh, din România, uh, o are și un uh, da? șef de punct de control? E tot funcție de conducere. Bun. Hei, aici, uh, în, în sensul acesta, în momentul în care sunt uh, prevederi de, de genul acesta, de regulă aceste legi sunt, vă zic ca titlu general pentru că nu vă interesează pentru examen chestia asta. Sunt completate fie prin norme metodologice, da, de aplicare a legii respective, da, fie prin ordin de ministru, da, a, ordonanțe OUG-uri. <coughs> <coughs> și așa mai departe, da? În fine. Bun. Consiliul Consultativ Superior se întrunește când se întrunește? Păi se întrunește odată pe trimestru, da? Sau de câte ori este nevoie. Iarăși, nu e nimic nou sub soare, e ca la poliția de frontieră. E ca la poliție, da? Sub președinția inspectorului general, care este inspectorul general al poliției de frontieră române, ce face? Analizează problemele importante da? și adoptă recomandări cu votul majorității da? membrilor. Da? Vedeți că nu spune cu votul majorității membrilor prezenți, da? pentru că e obligatoriu să fii prezent și, de regulă, oamenii din uh, minister uh, nu, uh, cum să spun, nu se comportă precum parlamentarii, da? deci au un comportament mult mai strict. Uh, dar presupunând prin absurd că nu participă da, uh, majoritatea membrilor, atunci nu se pot lua aceste uh, recomandări, da? nu se pot uh, adopta. Sau dacă se adoptă, totuși, sunt ilegale, da? pentru că nu sunt conform legii. Componența, atribuțiile și funcționarea Consiliului Consultativ se stabilesc prin dispoziția Inspectorului General. Da? Adică, ceea ce spuneam la modul general mai sus, aici lucrurile sunt foarte bine clarificate, da? respectiv componența, adică a, acel personal cu funcții de conducere din a, a, Poliția de Frontieră, da? este stabilit în mod nominal, da? cu funcție, nume și prenume, mă rog, funcție, structură, nume și prenume, da? cum? Prin dispoziție a Inspectorului General. Da? Deci el face, să zicem, lista. Bun. Uh, articolul 11. În aplicarea legii, inspectorul emite dispoziții obligatorii și este foarte important de reținut acest lucru, da? că sunt obligatorii pentru întreg personal din subordine. Dacă n-ar fi obligatorii, gândiți-vă cum ar putea să conducă inspectorul general o structură atât de mare, întinsă pe. Întreg teritoriul României, aproape, dar cel puțin pe, pe granițe, ar fi foarte greu. Și atunci, la fel ca la poliție, aceste dispoziții sunt obligatorii. Evident, aceste dispoziții trebuie să fie și sunt legale. Da? Deci nu poate să dea niște dispoziții care nu sunt legale. Pentru întregul personal din subordine am zis, la elaborarea cărora poate, dar nu este obligatoriu, să consulte Consiliul Consultativ Superior. Da? Vă spuneam că acest Consiliu Consultativ Superior, la fel ca la Poliția de Frontieră, este un cum să spun, un, un fel de sfat al bătrânilor, între ghilimele, da? adică este a, o structură formată din specialiști, da? din diverse structuri, în așa fel încât deciziile care se iau să fie cât mai adecvate și cât mai ușor de pus în practică și cât mai eficiente, evident, da? indiferent de, de locație, da? indiferent de structura din poliția de frontieră despre care discutăm. Da? Adică vă spuneam și cu alte ocazii, cei din Constanța, din Tulcea, probabil că au alte probleme decât cei din, nu știu, Giurgiu Mehedinți sau Suceava, satul mare Maramureș, da? Și atunci aceste decizii și bineînțeles că inspectorul general nu are cum să, să știe absolut tot ce se întâmplă, tot, toate particularitățile, toate problemele din fiecare unitate teritorială în parte. Și atunci da? Se folosește de experiența și de informațiile pe care le au acești membri consultativi, în așa fel încât să ia cele mai bune decizii. Bun. Structurile teritoriale. Articolul 12. La nivel teritorial, Poliția de Frontieră Română organizează ce? Garda de Coastă. Da? Și o să discutăm despre garda de coastă, pentru că este componentă esențială a, a Poliției de Frontieră. Inspectorate teritoriale, da? grupuri de nave care țin, evident, de garda de coastă, da? sectoare și alte unități ale Poliției de Frontieră. Da? Iar în punctele de trecere a frontierei se organizează puncte ale Poliției de Frontieră. Exact ce vă spuneam, un pic mai de vreme. Bun. În Tulcea și Constanța se organizează Garda de Coastă, care are personalitate juridică. De ce în Tulcea și Constanța? Spuneți-mi și mie. Haideți. Așa, și ce dacă? Hai să dau mai tare. Bun. Ok, hai să zicem Constanța, dar Tulcea? Poftim? Exact. Deci sunt singurele județe care au deschidere la Marea Neagră. Excelent. Foarte bun răspunsul. Da? Și atunci ăsta este motivul pentru care doar aici. Bun. Garda de coastă are în structura sa servicii teritoriale, Grupuri de nave, exact cum vă spuneam un pic mai uh, devreme, da? sectoare și puncte ale uh, Poliției de Frontieră. Da? Toate acestea sunt înființate prin ordin al Ministrului. Da? Deci este foarte important. Ei bine, acestea, serviciile teritoriale, grupurile de nave, sectoare și uh, puncte ale Poliției de Frontieră. Uh, bun. Da, deci. Așa se organizează servicii, birouri, compartimente și centru de pregătire. Da? Deci, garda de coastă are și aceste servicii, birouri, compartimente și un centru de pregătire special pentru garda de coastă. Este evident pentru că misiunile, activitatea și misiunile gărzii de coastă sunt uh, destul de diferite, cel puțin din punct de vedere tehnic, față de celelalte. Structuri ale uh, Poliției de Frontieră. Mai mult decât atât, în ceea ce privește uh, frontiera uh, maritimă, există o legislație internațională la care România este parte, o legislație specifică, da? Și atunci, ăsta e motivul pentru care există un centru de pregătire specializat pe zona de gardă de coastă. Bun. La frontiera cu fiecare stat vecin. Da? Exceptând tulcea și Constanța, pentru că acolo am stabilit deja că este gardă de coastă, da? E un alt fel de frontieră. Se organizează și funcționează inspectorate teritoriale cu personalitate juridică. Da? Bun. Aceste inspectorate teritoriale, de ce spun le spun, de ce să numesc uh, inspectorate teritoriale? Pentru că vorbim despre mai multe județe, da? care sunt subsumate unui inspectorat teritorial. Da? În județele care au limită frontiera de stat, se organizează servicii teritoriale ale Poliției de Frontieră. O să vedem aici. În județele Brăila și Alomița, se organizează sectoare ale Poliției de Frontieră prin ordin al ministrului. Da? Acum vă încep să se clarifice lucrurile, încep să se clarifice da? aceste concepte da? de servicii teritoriale, sectoare și așa mai departe. Bun. În Brăila și Alomita se organizează sectoare ale Poliției de Frontieră prin ordin al Ministrului Administrației și Internelor. Bun. Aici am făcut un uh, print screen, sper să se vadă, un print screen uh, în ceea ce privește structurile subordonate. Da? Vedeți? Acestea sunt structurile Poliției de Frontieră. Da? Acestea sunt. Aici acționează poliția poli 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 de frontieră. Evident, există poliție de frontieră, da? Dacă vorbim de uh, frontiera aeriană, există și pe teritoriul țării, da, în interiorul țării, acolo unde avem uh, aeroporturi internaționale. Da? Pentru că se face controlul la frontieră în aeroport. Bun. Și avem așa. Avem 1, 2, 3, 4, 5. Da? Avem cinci inspectorate ale Poliției de Frontieră și Garda de Coastă. Da? Iași, Sighetul Marmației, Oradea, Timișoara și Giurgiu. În momentul în care intrați, aveți linkul aici, da? În momentul în care intrați pe acest link, haideți să, să încercăm să intrăm și noi, o să vedeți că practic se deschide și se, da, ui, ia, ia să vedem, no, ok, da, vedeți că în momentul în care vorbim despre Inspectoratul Teritorial Iași, da, avem județele Botoșani, Iași, Galați și Brăila, da. Aici, asta e garda de coastă, în momentul în care. Ia să vedem. Ok. Bye, da, copy link. Vorbim de Inspectoratul Teritorial Giurgiu, Da? Avem uh, județele acestea. Ia să vedem. Ăsta care Ce județie? Călăreaș. Da? Și ăsta? Giurgiu. Da? Ăsta? Ok. Bun. În fine, vă jucați, vă jucați, voi cu ele, da? Nu insist acum că pierdem timpul și nu, nu are sens, da? Am vrut doar să vă arăt cât de fain este uh, reprezentat uh, toată, toată, această structură pe site-ul oficial al Poliției de Frontieră, da? De aici încolo aveți linkul, vă jucați. Uh, voi cu el. Noi mergem mai departe. Ioi, mă, care ești? Unde ești? Să așa de multe... Deci, sub, sub subordonate, asta este. Bun. Ok. Da? Le aveți aici. Nu, am greșit eu, da? Deci era Vaslui lui Galați. Întrebarea mea este: care e treaba cu Ialomita și Brăila? Unde-i frontiera? Exact, da, da. Sunt brațele Dunării. Ăsta este motivul pentru care vorbim și despre Ialomita și Brăila. Ok, da? Aveți aici și, și harta, vă puteți. Uh, juca cu, uh, cu ea. Bun. În cadrul Inspectoratelor Teritoriale și al Gărzii de Coastă, se organizează și funcționează ce? Servicii Teritoriale ale Poliției de Frontieră, da? Deci, avem Inspectoratul General, da? Inspectorate teritoriale, da? Servicii teritoriale, da? Și de ce zice și al Gărzii de Coastă? Pentru că Garda de Coastă este un fel de inspectorat teritorial special, da? care cuprinde județele uh, limitrofe Mării Negre, da, Tulcea și Constanța. Bun. La frontiera pe apă și la țărmul Mării Negre, da? în cadrul grupurilor navale și al sectoarelor poliției de frontieră se organizează și funcționează ce? Componenta navală a poliției de frontieră române. De ce? Pentru că acolo avem nevoie de activitate navală, acolo avem nevoie, o să vedem, de supraveghere vamală, acolo avem nevoie de sprijinul forțelor navale. Iarăși, o să vedem că Poliția de Frontieră colaborează e, foarte strâns în zona de frontieră e, pe apă, spre exemplu, da? cu, e, cu cine? Da? Cu armata, da? respectiv cu partea navală da? a armatei române. În momentul în care vorbim despre zona teritorială pe uscat, dar în aer, da? vorbim de o colaborare cu forțele aeriene române. Pentru că în momentul în care, nu știu, intră în spațiul teritorial o navă străină cum a fost acel mic 29 parcă era da? al ucrainienilor în momentul în prima zi de, de război Imediat s-au ridicat a ridicat poliția aeriană, da? Poliția aeriană care ține de forțele aeriene ale armatei române, da? Două F16 parcă s-au ridicat, au escortat în cel mai aproape, în cel mai apropiat aeroport militar, da? acel avion. După care, mă rog, l-au interogat și așa mai departe, da? Ei, cam despre asta este vorba. Bun, revenind la garda de coastă. Inspectorat teritoriale, mă rog, și inspectoratele teritoriale ale Poliției de Frontieră, da? Sunt conduse toate acestea, inclusiv ă, structurile subordonate, sunt conduse de un șef ajutat de adjuncți, da? Întotdeauna e un șef și adjunți. De ce adjuncți Vă spuneam și data trecută, pentru că un uh, inspector-șef, sau mă rog, un șef, indiferent că e un, la nivel de inspectorat sau nu, nu uh, poate să gestioneze absolut toate lucrurile uh, în același timp. Da? Și atunci el deleagă competențe, deleagă responsabilități și el doar controlează, da? deleagă adjuncților și el controlează, coordonează. Așa se întâmplă în orice uh, structură, în orice firmă, da? Deci, practic, ăsta este un, un stas și este uh, un exemplu de bună practică. Șeful gărzii de coastă e numit și eliberat prin ordin al ministrului, da? la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General de Frontieră, da? în condițiile legii, evident. Da? Atenție la chestia asta. În condițiile legii. Este posibil ca în anumite grile, această expresie să facă diferența între un răspuns bun și un răspuns eronat. Este posibil, eu aș pune lucrul ăsta. Da? Bun. Întotdeauna vedeți că vorbim despre propunerea, deci șeful gărzii de coastă, da? nu mai puțin, se subordonează inspectorului general, da? Se subordonează direct. Și așa cum vă spuneam și data trecută, în momentul în care se numește, eu sunt inspectorul general, da? Eu practic lucrez, da? Și mi se subordonează direct șeful găzii de coastă, șeful inspectoratului teritoriale, da? La fel, este fix, la fel ca la garda de coastă, pentru că practic sunt. Instituții care au aceleași atribuții, doar că au atribuții în sfere diferite, da. Bun. Ei, eu fiind inspector general, nu numesc eu în mod direct, dar nu am acest drept. Eu însă pot să propun, pentru că interesul meu și al Ministerului și al Statului Român este ca lucrurile să se desfășoare cât se poate de bine, da. Și atunci. Eu ar trebui să am un cuvânt de spus în ceea ce privește formarea echipei. Da? Am acest cuvânt de spus, da? Dar nu este obligatoriu să fie respectat de către, mă rog, și luat ca atare de către ministru, da? De aceea eu propun ministrul, mă rog, da? Inspectoratul General propune, ministrul Afaceri Interne uh, aprobă și numește, da? Bun. Este fix la fel și aici, la punctul 9. La punctul 10. Adjuncții, da? Șefului Găzii de coastă, șef, ai șefilor inspectoratelor teritoriale, da? Sunt numiți și eliberați din funcție. E important, da? Pentru că vă spuneam că există acest principiu, inclusiv când vorbeam despre guvern, da? Că doar cel care te numește poate să te elibereze din funcție. Da? Nu poți să fii numit de, de cineva cu o funcție, da? Iar după aceea să. Elibere, să te elibereze din funcție cineva care are o funcție inferioară. Nu ai cum. Da? Și atunci, de aceea, este această precizare numit și eliberați din funcție. De către inspectorul general al poliției de frontieră. Da? Pentru că vorbim aici de adjunți da? și nu de șefi, Practic, eu, eu, ca inspector general al Poliției de Frontieră, nu lucrez direct cu adjuncții, ci lucrez direct cu șefii. Și atunci șefii sunt numiți de șeful meu, care este ministrul afacerilor interne. Dar adjuncții, da, îi numesc eu. De ce? Pentru că nu lucrez în mod direct cu, cu ei. Ați înțeles acest aspect, acest principiu de balansare a puterii în instituții? Da, da. Ok, da? Poftim? În fine, dacă e ceva mai spui încă o dată, că nu am auzit. De fapt am auzit, dar nu am înțeles. Da? Evident, da, la propunerea șefului gărzii de coastă și a șefilor inspectoratului. Deci este fix la fel, doar că se scade cu o treaptă ierarhică. Bun. Aceeași prevedere cu în condițiile legii. Bun. Șefii grupurilor de nave, da? ai sectoarelor poliției de frontieră, adjuncții acestora, șefii punctelor da? poliției de frontieră, rutiere, feroviare și portoare, da? apropo de ce vă spuneam, de ce v-am spus eu mai înainte, da? când vorbim despre terestru, vorbim despre rutier feroviar, când vorbim despre apă, vorbim de portuar da? și uh, aeroportuar când vorbim despre uh, uh, frontiera aeriană. Da? Bun. Sunt numiți și eliberați din funcții de șeful gărzii de coastă, respectiv de șefii inspectoratelor teritoriale. Da? Iarăși, scădem da, cu un nivel cu o treaptă ierarhică. Înțelegeți acest fenomen? Că e important. Da. Bun. Ok. Șefii punctelor de poliție de frontieră aeroportoare, pardon, și ajuncții, da? Șefii centrelor, birourilor, da? Punctelor de contact, precum și directorii unităților sau instituțiile de învățământ și de formare profesională, sunt numiți și eliberați de inspectorul general. Da? Bun. De ce? Ok, bun. Uh, Adjuncții directorilor sau unităților, da, instituțiilor de învățământ și de formare profesională, da, și a centrelor de formare profesională, sunt numiți și eliberați de către inspectorul general. Da? Deci vedeți că iarăși se scadă cu o treaptă. Da? La propunerea directorilor unităților de învățământ este fix același lucru. În momentul în care vă faceți o schemă, și e posibil să mai dau un admit aici, este posibil <coughs> să încerc să vă fac eu o structură de genul ăsta, după aia, vă, cum să spun, știind acel principiu, da? o să vă fie mult mai ușor să înțelegeți toate aceste lucruri care acum poate că vi se par un pic alambicate. Bun, este și o derogare bun, legată de legea educației, pentru că aceste unități de învățământ, instituții de învățământ, respectiv școala de la Oradea și, în general, instituțiile de învățământ, că sunt militare, militare din MAPN, militare din MAI, respectiv jandarmerie, poliție, poliție de frontieră, și așa mai departe. Ele se supun, au o dublă uh, subordonare, să zic, mă rog. Uh, deci din punct de vedere uh, juridic, administrativ și așa mai departe, țin de MAI, da? Dar Ministerul uh, Educației și Cercetării, da? Sau cum s-o mai numi el, că au obiceiul ăsta să schimbe mereu, da? În zona de învățământ au uh, un cuvânt de spus. Da? În ceea ce privește uh, uh, curicula, în ceea ce privește uh, <coughs> în numirea uh, profesorilor, dacă vorbim despre instituții de învățământ, nu e cazul aici, da? dar dacă vorbim despre instituții de învățământ liceal, da? care se subordonează, să zic, din punct de vedere al învățământului, inspectoratelor școlare județene. Bun. Da? De aceea, da? e o derogare, da? Unitățile sau instituțiile de învățământ și centrele de formare profesională, da, care îndeplinesc condițiile prevăzute la, aici, în fine, contează mai puțin pentru că ne facem parte din lege. Doar se face referire, nu -o, -o să fie grile, da, de aici, da privind codul civil, așa pot dobândi personalitate juridică, da. Deci asta este uh, să zicem așa derogarea, da? Derogarea este că pot dobândi personalitate juridică, evident, prin ordin al ministrului. Un pic cam alambicată această uh, explicație, dar sper că ați înțeles-o. Bun. Inspectoratele teritoriale se organizează intern cum? Servicii, birouri, compartimente. Da? Cum? Prin ordinal ministrului. Întotdeauna al ministrului. Serviciile teritoriale ale Poliție de Frontieră se organizează intern pe birouri, compartimente, da? prin ordin al ministrului. Da? Vorbim aici de inspectorate teritoriale și aici de servicii teritoriale. Da? Adică un eșalon mai jos. Articolul 14. Garda de coastă și inspectoratele teritoriale de poliție de frontieră da, au la nivel teritorial ca structuri de execuție, sectoare și grupuri de nave. Da? Deci, ce sunt aceste sectoare și grupuri de nave? Foarte simplu, structuri de execuție, da? Adică ele, putem să le spunem și structuri operaționale, dacă, dacă vreți. Da? Și au competență teritorială limitată. De ce? <coughs> Pentru că sunt sectoare. Da? Un inspectorat teritorial, să zicem, este împărțit în mai multe uh, sectoare. Da? Locul de dispunere și zona de competență da, se stabilesc cum? Prin dispoziția inspectorului general. Pentru că el coordonează întreaga activitate și atunci, fiind o chestiune operațională, evident că nu se. Înființarea acestora se face prin <coughs> ordin de ministru, da? Dar cum sunt dispuse, cum sunt organizate, da? care e zona de competență, da? deci partea asta operațională de specialitate, să zicem, da? o, o, se întâmplă prin dispoziția inspectorului general. Sectorul și grupul de nave, da? adică acestea se organizează pe compartimente, ture și echipaje. Compartimente. Da? Să zicem, compartiment, nu știu, să zicem, compartiment mecanic, da, de întreținere a navei. Compartiment, nu știu, legat de efectiv de operațional, legat de partea asta de gestionare a frontierei și de respectarea legislației. Da? Bun, pe de-o parte, da? deci compartimente funcționale pe diverse funcțiuni mai mai exact ca să nu mai complicăm lucrurile, da, compartimente și zicem aici funcționale, pe funcțiuni. Ture, evident, da? pentru că se lucrează pe ture, oamenii nu pot să lucreze 24 din 24, da? Și echipaje, pentru că vorbim de grup de nave, da? dar fiecare navă are, pardon, nu aici, în fine, fiecare navă are un echipaj, da? Este nava și echipajul, da? Echipaj care, în fine, poate să fie organizat inclusiv în, în ture. Bun. Conform specificului activității, prin dispoziția Inspectorului General. La fel, vedeți, partea operațională, modul de organizare la nivel operațional, la nivelul structurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, se întâmplă prin dispoziția Inspectorului General. Prin dispoziția ministrului, doar înființarea, respectiv desfințarea acelor, și, bineînțeles, partea de buget. Articolul 15. În localitățile din interiorul țării, da, deci vorbim da? de alte, în care funcționează puncte de, de trecere a frontierei aeroportoare. Exact ce vă spuneam un pic mai devreme. Așa. Aeroportoare sau portoare. Da, spre exemplu, pot fi porturi la Dunăre care sunt în interior. Da, exact cum discutam despre Brăila, spre exemplu, da? Bun, mă rog, Brăila și lumita se organizează și funcționează puncte ale poliției de frontieră, da? Deci oriunde este frontieră sau oriunde este punct de trecere da? a frontierei portoare sau aeroportoare, da? atunci se înființează aceste puncte. Și aceste puncte, evident, sunt în interiorul uh, uh, țării. Bun. Zona de competență a acestora da? este reprezentată de suprafața aeroportului sau portului. Ăsta e un lucru foarte important. Care poate să fie dat și eu, la, da, la, ca grilă, da? Deci, zona de competență teritorială a, punctul, a Poliției de Frontieră, în punctele de trecere a frontierii, este reprezentată de, da? Suprafața aeroportului sau portului. Suprafața aeroportului sau portului cu platformele, imobilele și instalațiile aferente suprafața aeroportului sau portului, da, și pe o rază de 10 km în jurul acestora. Și așa mai departe, pot să mai pun încă două uh, variante de răspuns, da? Deci asta este foarte important de reținut. Bun. Pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, da? O să vedem că uh, în momentul în care o să discutăm despre uh, Atribuții, aceasta este una dintre atribuțiile majore ale Poliției de Frontieră, da? Deci, pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, a criminalității transfrontaliere, da? Sunt cele două mari, uh, să zicem așa, zone de atribuții, de competență, da? Dar nu sunt singurele. În structurile Poliției de Frontieră se pot înființa și alte unități. Da? Și atunci, iarăși, aici pot să pun o grilă, da? În structurile Poliției de Frontieră pot fi înființate și alte unități în legătură cu combaterea migrației ilegale, da? Crim, criminalitatea transfrontalieră, combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, în legătură cu orice activitate care ține de, nu știu, Poliția de Frontieră, da? Și atunci, Răspunsul corect este acesta, este partea asta din uh, lege. Numărul, competența și structura organizatorică a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului. Da? De ce? Pentru că acestea presupun bugetare. Da? Nu mai țin de. Deci, țin de înființarea unor structuri, da? care nu doar de organizarea acestora. Când vorbeam de organizare, vorbeam de uh, inspectorul general, da? decizia inspectorului general. Aici vorbim despre ordin al ministrului, da? pentru că vorbim de înființare, respectiv desființare, da? vorbim despre buget. Și atunci este foarte important, uh, adică, mă rog, e foarte important, este obligatoriu să fie prin ordin al ministrului. Șefii unităților înființate, da? mai sus, în condiția aliniatului al 1 și 2, adică acestea două, sunt numiți și eliberați în funcție, da? Prin ordin al Ministrului. Da? Deci, la fel, prin ordin al Ministrului. Deci, de ce? Pentru că. Vă da? Vă scuzați. Care este diferența între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Administratei și Internelor? Este același lucru. Este același lucru. Doar că ă, asta vă spuneam un pic mai devreme legat de. Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Educației și Învățământului și așa mai departe, da? E aceeași mărie cu altă pălărie. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? În momentul în care se face un nou guvern, da? Guvernul înseamnă, mă rog, numește primul ministru, da? Ce face? Propune ministrii, da? și deci, ministru, da? Primul ministru, da? Ministrii, da? Ei, și acest ministru trebuie să aibă un portofoliu, da? Și uneori acest numele portofoliului, deși portofoliul în sine poate rămâne la fel, da? Alteori se poate schimba. În sensul că la ministerul educației și cercetării, uneori intră și cercetarea. Alteori, când e doar Ministerul Educației Naționale, nu intră cercetarea, e într-un minister diferit. <coughs> în fine, e vorba de modul în care se organizează guvernul. Da? Ei, portofoliul, așa, se numește într-un fel. <coughs> de obicei, se încearcă păstrarea denumirii. Pentru că, din punct de vedere administrativ, e o foarte mare tevatură, mai ales când se fac, cum să spun, remanieri guvernamentale sau când în interiorul acel, acelui ași mandat al Parlamentului se schimbă structura guvernului. Da? E destul de aiurea. Da? Se schimbă antete, se schimbă ștampile, se schimbă uh, tot felul de documente. E foarte complicat. Da? Ce trebuie să rețineți? Când zice Ministerul de Interne, Ministerul Administrației și Internelor, da? Ministerul Afacerilor Interne, în fine, da? vedeți că acestea sunt denumiri în funcție de perioada în care era acel, în care a fost promulgată legea. Da? Dar voi să știți că nu este absolut nicio diferență între ele, vorbim despre același minister, și pentru că aceste uh, legi trebuie să fie actualizate, da, ne referim la uh, denumirea actuală a Ministerului. Bine? Bun. Așa. Am zis aici, cu alte unități, cu șefii, secțiunea 4. Să știți că mult nu mai e. Adică.

o grilă de genul ăsta e o grilă tâmpită, să știți de la mine. Da? Și v-am explicat și motivul puțin mai înainte. Adică nu pot să stai să uh, faci. Eu nu cred că vor fi grile de genul ăsta. Da? Pentru că așa faci tot felul de grile din astea ca să pui în, în încurcătură. Da? Eu nu cred că vor fi. Da? Dar dacă vor fi, în mod normal trebuie să fie să alegeți uh, denumirea actuală a instituției, da, a ministerului. tocmai pentru că da, este o legislație actualizată, da, și acel mini ministru, da, să zicem al nu știu administrației și afacerilor interne nu mai există, da, și atunci chiar dacă este trecut în lege așa, vă dați seama că nu o să modifice legi, denumirile ministrilor în legi. Vorbim despre funcție și știm că ministrul e deținătorul portofoliului Ministerului de Interne. Că el se numește într-un fel sau un alt fel, contează mai puțin, da? Tot despre acel ministru vorbim. Eu, sincer, adică sincer, eu nu cred că vor fi grile de genul ăsta. Sau dacă vor fi, vor fi total neprofesionist făcute și vor fi în bătaie de joc făcute. ceea ce s-a mai văzut. Dar nu cred că vor fi așa ceva în grile. Adică ar fi stupid, ar fi absurd, pur și simplu. Bun, revenind. Deci, atribuțiile Inspectoratului General Poliției de Frontieră, da, și ale unităților teritoriale subordonate se stabilesc prin regulamente de organizare și funcționare, da? Aici o aș pune așa, atribuțiile uh, inspectoratului, da, de la poziție de frontieră și așa, se stabilesc prin ordin al ministrului, regulamente și de organizare și funcționare, da? Uh, dispoziția inspectorului, uh, da? Uh, general și prin șefii unităților uh, respective, da? Uite, asta e o grilă. Regulamentul de organizare și funcționare. Da? Se aprobă de ministrul Administrației și Internelor. Da? Sau de către inspectoratul uh, inspectorul general. În funcție de iarăși. Vorbim de uh, în funcție de Nivel. Da? Vorbim de Inspectoratul General, aprobă Ministru. Da? Vorbim de uh, structurile uh, unităților teritoriale, vorbim despre Inspectorul uh, Șef. Da? Dar acestea, mă rog, ei aprobă regulamentul de organizare și funcționare, da? Dar atribuțiile lor se stabilesc prin regulamente. Chiar dacă ar putea fi o chestie prin tranzitivitate, adică. O grilă de genul Atribuții Inspectorat General al Poliției de Frontieră se stabilește prin ordin al Ministrului, nu ar fi o, o grilă corectă, da? Pentru că el se stabilește prin regulamente și or de organizare și funcționare, iar acele regulamente se, se uh, aprobă prin ordin de ministru. Înțelegeți diferența de nuanță? Da, ok, bun. Eu am nevoie de feedback-ul vostru pentru că. Eu vorbesc, uneori, vorbesc ca o mare stricată și am nevoie să știu. Dacă ați înțeles, dacă suntem pe aceeași lungime de unde și atunci, am nevoie de feedback-ul vostru. Să mai dați din cap din când în când, dar vocal, că al nu vă văd. da. Bun. Ha, între